make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Everton. Urmează meciuri dificile, înainte să începem, nu uitați să lăsați și voi un like dacă susțineți în continuare seria noastră și vreți să ne motivați să continuăm cu ea. Și iată, echipa noastră în această iarnă a mai făcut câteva transferuri. L-am luat pe Kurt Zuma de la Chelsea pe 6 milioane de euro, Atsu pe 10 milioane de euro, tot de la Chelsea. Și asta a fost ultimele noastre transferuri din această iarnă făcute de noi. Vrem să facem un lot foarte bun. Au venit banii la noi, să spunem, au venit arabii cu banii și am investit foarte mult. Vedem și jucătorii care sunt în creștere. Cristian Atsu l-am pus deja ca titular pentru că este foarte bun. Eu zic că o să se impune în locul lui Miralas, chiar dacă Miralas este mai bun în acest moment. Oricum o să vindem aș pe Miralas. A venit de la Chelsea pe 25 de milioane de euro, Romelu Lukaku 9 zile își va reveni și el. Avem meci cu Liverpool pe terenul nostru, un derby împotriva lui Liverpool. Și iată, începe derbiul orașului Liverpool, este revanșa pe care trebuie să ne luăm în tur. Am luat bătaie de la această echipă și acum trebuie să ne revanșăm, suntem și pe poziție mai bună. Avem 10 puncte în spatele primului loc, care este Chelsea, este ocupat de Chelsea. Și dacă vom bate acum, după acest meci vom avea meci chiar cu Chelsea, ne vom bate împotriva primului loc și dacă o vom bate ne vom apropia și mai mult de ea. Suntem foarte bine și în Europa, suntem în 16-imi, vom avea o dublă cu Locomotiv Moscova sau așa am văzut, dar n-am văzut foarte bine, nu sunt sigur de asta. O lovitură liberă acum pentru Liverpool, este Steven Gerrard, cel care trage de la distanța trasplasată, s-a întins puțin acolo Howard și a reușit să apere. Am avut ofertă pentru Howard de 15 milioane, cred, de 15 milioane de la Bayern München, dar nu am acceptat-o, normal, am cerut vreo 30 de milioane, dacă nu mă înșel. Bătrân, dar foarte bun Howard, iată acum pasă lui De Bruyne pentru Eto'o, dacă era Lukaku, cred că o lua acolo, cred că ajungea cu, fără probleme la balon. Romelu Lukaku, dar nu știu, este o formă foarte bună, să nu e în creștere Romelu Lukaku, nu știu de ce. Oricum, pentru noi contează să ne ajute și să vină rezultatele echipei, pentru că suntem un manager, nu suntem, să spunem, jucători. Normal că ne place să crească și jucătorii, să avem echipă bună, cu jucători tineri și cu overall mare, dar dacă nu crește, nu putem să-i dăm noi să mănânce, să spunem așa. Poate nu mănâncă bine acasă. Zuma pentru Zelalem, noul nostru transfer, Kurt Zuma. Am făcut două transferuri de la Chelsea, Zuma și Cristian Atsu. Atsu fusese împrumutat, a revenit la Chelsea și l-am cumpărat în această iarnă. Iată acum pe Chamberlain. Chamberlain trece, este în careu. Chamberlain! Trage în bară. Ocazie foarte mare aici pentru noi. Chamberlain a avut ocazia deschiderii scorului și Chamberlain este în creștere, are 80, este în creștere plus 2, jucătorul nostru luat de la Arsenal. Iată acum pe Samuel Eto'o, pasă pentru Chamberlain care venea prea din spate, din păcate acolo la Lana, urmărit acolo și de Kirike și de Cavanda. Mingea ajunge la Filipe Coutinho. Coutinho trece, este în careu central lui Coutinho, foarte periculoasă, reușim să respingem balonul și iată-l acum pe De Bruyne pentru Eto'o, numai așa greșește până la urmă, că recuperează, dar iată că din nou poate să piardă. Vine tu, haide Pogba, acum la balon, trage Pogba, bară, spectator acolo Simon Mignolet. Nu avem amintiri foarte frumoase cu acest Mignolet, am văzut, simt cât de bine a reușit să apere meciul tur. Iată centrarea lui Chamberlain, a fost oprit balonul pur și simplu de această umiditate care este pe teren. Și iată contraatacul lui Liverpool, minge pentru Coutinho, Cavanda foarte bine reușește să recupereze și pasează la Kurt Zuma. Unul din noile noastre transferuri, Bernat, a fost acum la balon, dar a fost deposedat. Avem jucători luați, doi jucători luați din Bundesliga. Este vorba de Kevin De Bruyne și Bernat. Lovitură liberă aici pentru Liverpool, minutul 38, tot Steven Gerrard probabil că va bate. Da, iată cu o schemă, dar nu știu de ce n-a șutat Gerrard, pentru că pe vremuri așa o făcea. Ingela Coutinho pentru Sterling, Raheem Sterling, mai departe la Steven Gerrard. Trebuie să recuperăm aici și o facem, să vedem dacă vom ataca bine pe contraatac. Cristian Atsu pentru Pogba. Pogba din prima la Kevin De Bruyne. De Bruyne foarte frumos trece, dar pasa pentru Eto'o este cam
slăbuță. I-a tras acum pe De Bruyne, trece frumos Kevin De Bruyne, bară încă o dată. Doamne, a câta bară este aceasta în acest meci? A treia. Cam a treia este, dar am avut ocazii foarte mari, multe șuturi de la distanță foarte bine plasate, dar nu în poartă, din păcate. Nu prinde, nu mai prinde acolo balonul Cristian Atsu. Dar poate acum va recupera. Nu reușește însă și Sterling, cât de în spate a jucat la această fază. Iată acum peste bătrânul Steven Gerrard. Se zvonește că în acest sezon va pleca la New York City. Lalana pentru Sturridge. Sturridge acum la balon. Daniel Sturridge pentru același Eden Lalana. Și Zuma, puternicul Zuma, încearcă să recupereze. Gerrard acum cu o pasă pentru Daniel Sturridge. Sturridge în apropierea careului. Trage Sturridge pe lângă poarta lui Tim Howard. Până acum nu s-a reușit să se înscrie. Să schimbăm și noi, vom schimba pe Oxlade Chamberlain, băgăm în locul său pe Kevin Miralas. În sfârșit intră în acest sezon pe o poziție mai convenabilă pentru el. Kevin Miralas scos de noi din primul 11. Știu, poate vi se pare o chestie nebună, dar totuși ne bazăm pe tineri, știm asta. Miralas, iată la cum intrat în locul Chamberlain. Șutul său este apărat încă o dată de Simon Mignolet. Mignolet, atâtea meciuri bune făcute împotriva noastră. Atsu acum o pasă înapoi la Pogba. Pogba trage, dar peste poartă, corner încă o dată va fi pentru noi. Saku a fost cel acolo, cel care a scos acolo. Zuma, Zuma la balon, Kurt Zuma în spate la Zelale. Zelale, din păcate, este prins, este surprins prin spate și balonul este respins. Minge pentru acela Zelalem, Zelalem nu reușește să se treacă și nici faul nu se dă. Cristian Atsu are viteză foarte bună, pasa însă nu este cea mai bună pentru Kevin Miralas. Balonul este respins, Cavanda cu capul, iar acum minge pentru Samuel Eto'o. Eto'o pentru Atsu, același Cristian Atsu, îl vedem în careu. Atsu, Atsu ține de balon, Atsu centrează bine în fața porții, balonul este respins și se luptă acolo și Zelalem, dar nu reușește să recupereze balonul pierdut și acum este în favoarea lui Liverpool. Ce degajare acolo la întâmplare total. Avem out încă o dată, minutul 87, să vedem încă o fază de atac încercată de jucătorii noștri, una din ultimele faze rămase ale acestui meci. Iată acum pe Zelalem pentru Samuel Eto'o. Eto'o încearcă o pasă acolo pentru nimeni altul decât Cristian Atsu, dar pasa a fost, nu a fost cea mai bună, a fost modestă. Iată-l pe Lucas Leiva, brazilianul Leiva pentru Sterling. Jocul se schimbă de la o parte la alta, de la posesia se schimbă de la o echipă la alta. 3 minute de prelungire au fost arătate, acum avem repunere de la margine și o ultimă șansă. Nu trebuie să ne grăbim chiar și în acest moment, trebuie să fim foarte concentrați. Paul Pogba, Pogba, oare vom mai avea vreo șansă? Iată-l acum pe Cristian Atsu. Greșeală mare aici și asta s-ar putea să ne coste, da, ne costă cele 3 puncte. Nu se poate, Sturridge, bara lui Sturridge. Wow, am tremurat pe final, puteam să pierdem și acest punct și din păcate nu reușim să obținem o victorie înaintea meciului împotriva lui Chelsea, care suntem obligați să câștigăm. Cât de mult depindem de acest Lukaku. Și revine Lukaku, bine că revine, și 3 săptămâni din păcate se accidentează Oxlade Chamberlain. Timp pentru Mirala să intre și el. Da, o să-l băgăm pe Lukaku, bagă la rezerve pe tot totuși. Este măcar jucător care să stea pe banca de rezerve locul lui, așa, jucătorul acelui. Miralas va intra titular până la urmă și să jucăm împotriva lui Chelsea. Meci greu, dar nu imposibil. Meci cu primul loc. Bernat trece frumos, continuă Bernat, are viteză bună. Bernat, ce dribling, iată acolo cum se joacă jucătorii lui Chelsea. Diego Costa era unul dintre jucătorii care dribla plăcere acolo, care se juca cu lui Bernat. Încă o dată la balon, Bernat nu trece de William, cade în careu, arbitrul însă nu dă nimic. Și Cavanda cu capul, dar posesia este acum a lui Chelsea. Cesc Fabrega, s-a oprit foarte bine de Cristian Atsu, joacă împotriva fostei sale echipe. Atsu cu o pasă bună, dar balonul este respins. Încă o dată Miralas cu o pasă greșită aici și recuperează Chelsea William. Brazilianul este nevoit să se întoarcă cu balonul. Ramirez pentru Luis Felipe. Luis Felipe, 20 de milioane de euro a plătit Chelsea pe el de la Atletico Madrid.
Matic pentru Zabaleta din prima la Eden Hazard. De Caro, celul de la Chelsea, belgianul Eden Hazard pentru brazilianul Ramirez, de posedat acum de De Bruyne. Kevin De Bruyne a încercat o pasă pentru Lukaku, dar baronul a fost interceptat încă o dată și încă un magician la balon în acest moment. Cesc Fabregas a ales o pasă simplă la Nemanja Matic. Matic trece și pasează la Ramirez. Ramirez se întoarce mult cu balonul. Ramirez ține de balon, pasă pentru Costa în careu. Diego Costa îl învige aici pe Tim Howard. Până acum, până acest moment, am sperat, dar iată cât de liber a fost Costa la acest gol care încasăm. Am sperat că putem avea chiar șanse la titlu, dar Chelsea ne-a arătat că nu este chiar așa. Șutul foarte, foarte bun al lui De Bruyne, este prins în brațe de Petr Cech. Chelsea l-a vândut pe Thibaut Courtois la Barcelona, 49 de milioane de euro a luat profit pe Thibaut Courtois, această echipă Chelsea. Thibaut Courtois a fost dintotdeauna de Chelsea, știm că a fost împrumutat la Atletico Madrid, acum în sfârșit a ajuns titular în poarta acestei echipe. Costa pentru Fabregas, în spate la Zabaleta. Atsu face pressing la Zabaleta, Fabregas continuă cu o pasă la Willian, 1-2 cu Fabregas. Fabregas centrează pentru Willian, dar și lovitura de cap nu este atât de puternică încât să-l învingă pe Tim Howard. Să vedem acum pe De Bruyne pentru Miralas. Miralas cu o pasă lungă peste apărare pentru De Bruyne. De Bruyne în careu apără încă o dată Petr Cech. Romelu Lukaku. Lukaku trage și el, dar nu reușește să-l învingă pe fostul său coechipier Petr Cech. Suntem în continuare conduși de Chelsea cu 1-0. Și are și posesie Chelsea, însă la șuturi, la faze, la poartă, noi cred că am dominat autoritar. Iată de posedare frumoasă a lui Zuma. Zuma este în careu. Zuma! Este bara lui Zuma. Incredibilă ocazie a avut fundașul central. Iată-l aici pe Kurt Zuma, șutul său. S-a văzut că a fost oarecum de fundaș. A fost totuși bun, să fiu sincer, pentru un fundaș la colțul lung, însă nu a intrat în plasă. Ocazie uriașă pe finalul primei reprize de a egala. Câte șanse am avut, prea mult am ratat aici. Să știți că nu m-am uitat pe tabelă, nu de fapt pe tabelă, pe poziția noastră în campionat. Nu sunt sigur dacă am pierdut poziția a doua. Zelalem acum, Zelalem cu o pasă pentru Miralas, reușește preluarea, centrarea lui Miralas nu este cea mai bună, balonul este scos foarte bine, fără probleme din careul advers. Se atrag pe Costa pentru Hazard. Hazard, reușim să recuperăm, dar asta pentru moment Zabaleta. Pablo Zabaleta cu o pasă pentru Hazard, încă o dată foarte activ în jocul propriei sale echipe. Am reușit să îndepărtăm pentru moment pericolul. Intră Andre Șurle în locul lui Willian. Nemanja Matic cu o pasă pentru Ramirez. Ramirez se întoarce acolo, șeptarul lui Chelsea. Încă o dată Ramirez pentru Hazard, 1-1 cu Cavanda. Hazard rămâne la balon, dar Kirikeș reușește să-l deposedeze și iată un contraatac, 2 contra 4. Să vedem aici De Bruyne cu o pasă pentru Lukaku. Nu a avut ce să facă aici, s-a cam grăbit Kevin De Bruyne. Mamă, dar acum dau seama câți jucători avem de la Chelsea. De Bruyne, Lukaku, toți au trecut pe la Chelsea. Zuma și mai este unul, chiar îmi scapă acum numele și... Atsu, doamne, ce oare îmi aminteam numele său. Iată acum pe De Bruyne, încă o dată, Kevin De Bruyne, De Bruyne cu o pasă pentru Lukaku. Lukaku, fault de galben. Ai, era de roșu. Se ceartă acolo Lukaku cu John Terry, are totuși un respect față de el. Da, galben pentru că a oprit o fază de atac importantă. Nu era în postură de ultim apărător John Terry, asta l-a salvat. De Bruyne bate lovitura liberă, Kevin De Bruyne în zid. Hai de capul meu. 1-0 în continuare pe Cavanda la balon. Cavanda schimbă partea, acolo este Bernat. Să vedem acum pe Bernat. Bernat este faultat, încă o dată foarte dură jocul lui Chelsea. Confiscă acolo balonul Kevin De Bruyne, va încerca încă o dată să îl învingă pe Petr Cech dintr-o lovitură liberă. Este bară! Cât de bine a executat acolo Kevin De Bruyne, dacă nu mă înșel, balonul a atins și pe Petr Cech după ce a luat bara.
Ce ocazie mare am avut aici și din păcate nu a reușit să marcăm, să dăm golul egalizator. Chelsea pe contraatac cu Diego Costa, acesta nu a reușit să facă dubla. Fericire pentru noi, mai avem însă timp la dispoziție să mai facem ceva, niciodată, să nu spun niciodată. Iată acum pe Cavanda cu pasă lungă pentru Romelu Lukaku, acesta nu a reușit să preia balonul dintre doi stopări al lui Chelsea. Zuma încă o recuperare foarte bună și iată acum o pasă genială pentru Lukaku, 1-1 cu Bratislan Ivanovic, trece Lukaku, Lukaku! Incredibil cum a apărat aici Petr Cech, senzațional Petr Cech într-o formă mare, portarul lui Chelsea. Să vedem acum pe Zuma, Zuma poate el să facă ceva, scoate la Pogba pentru Bernat, șutul lui Bernat este respins și încă o dată corner, va fi corner, câte ocazii am avut. Bernat, nici el nu a reușit să marcheze, încă n-a marcat niciun gol pentru noi. Atsu până la urmă dă o centrare în care o pentru Zelalem, balonul este respins, Pogba pe lângă poartă, minutul 86, scorul rămâne același, dar am avut atâtea ocazii, scorul nu este drept, dar până la urmă noi l-am ratat. Chelsea o ocazie și aia gol, ocazie două, hai că am avut acum pe un contraatac în repriza a doua, dar noi am dominat autoritar meciul, însă nu am marcat și asta o să ne coste, pentru că Chelsea a marcat, până la urmă fotbalul se joacă pe goluri. Iată aici un fault făcut la Atsu, să-l ia și el acolo pe Mikel, dar este mult, mult mai mare decât el, John Obi Mikel, și la propriu și la figurat. Să dea acum pe Paul Pogba, el bate la o distanță mai apreciabilă, Paul Pogba! Nu a reușit să prindă cadrul porții, o execuție modestă a francezului. Am ratat acum tehnologia pana mea, am uitat și cum se numește, tehnologia de pe linia porții. 5 minute de prelungire, scorul este în continuare 1-0 și Chelsea este în ofensivă. Mereu se întâmplă așa, în minute de prelungire să fim în defensivă, iar echipele noastre adverse să fie în ofensivă, normal. O centrare periculoasă și o lovitură de cap a lui Schürrle, reținută de Howard, și pierdem din păcate cu Chelsea. Două înfrângeri pe linie am avut, sau nu, am făcut egal cu Liverpool, nu? Un egal cu Liverpool și o înfrângere cu Chelsea, doar un punct din 6 posibile, cadem pe locul 3, avem un punct în spatele locului 2, Manchester City, e bun și locul 3, loc care duce direct în Liga Campionilor, nici măcar play-off nu mai avem nevoie. Manchester United este pe 4 în timp ce Arsenal este pe 5 și pe ultimul loc de Europa League este Liverpool. Acesta a fost episodul de astăzi, nu uitați să apăsați butonul de like, până data viitoare rămâneți cu bine și sayonara!